Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, sunt aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod super tare pentru voi, pentru că astăzi s-a întâmplat ceva. Ne-a pișcat o albină, capitanul! Priviți, dormeam! Vine albina, ia să vedem, capitanul. Pe mine m-a pișcat o albină. Te-a pișcat deja, nu? Vai, da, m-a pișcat mine. Albina, să știi. Și albinele astea, nu știu care-i faza cu ele, dar... s-au transformat în albine rele. Da, am văzut că mi-au dat veioza pe jos, ce să mai zic. S-au dat veioza pe jos și vine să te pișcă. Da. Deci, oameni buni, nu știu, voi ați fost pișcați de albine până acum? Scrieți în comentarii dacă ați fost pișcați și, de asemenea, vreau să apăsăm pe butonașul de like cu toții da. În momentul în care voi număra până la 3. Vreau să văd cine reușește. Nu hai foarte multă lume reușește să apese pe butonașul de like, dar vreau să văd cine reușește să apese. Bine? Bine. Hai să vedem. 1, 1, 2 și 3. 3. Like! Yay! Sper că s-a apăsat acolo pe acest butonaș de like. Și hai să începem. Și cine a apăsat pe butonașul de like, bineînțeles, nu va fi pișcat de albinele normal. Din joc. Da, deci, normal, clar, hai să luăm cheița și să deschidem aici. Bun, trebuie să găsim un buton. Deschidem. Bă, dar uite, bă, ce caut albinul. Oh my god, ăsta e albinuță rănită sau ce? Nu cred că e rănită. Oh, bă, da. E da, nu chiar știu. Rănită. Nu, cred că e de jucărie. E de jucărie? Stai, că am apăsat pe butonaș, dar cred că trebuie uite, să mă scrie aici, unlock bedroom with key. Am apăsat buton. Nu, trebuie doar să apeși butonul. A, aici. Păi am apăsat butonul. Aia deschis așa. Okay. Deci am ieșit din casă și trebuie să ai grijă. Ia stai. Oh. Mă, tu vezi ce e aici? Am văzut, capitan. Zic că e stupul de albine și zice dacă ai curaj să intri. Dar stai, nu te duncă. Aoleo. Zic că nu te duncă. Deci nu mă duc încă. Cine n-a apăsat pe butonașii de like, să apese înainte să intrăm în stupul de albine. Okay? Hai. Hai să vedem. Deci cine a apăsat? Sunteți gata? Gata, capitane! Apăsați chiar în acest moment și hai să intrăm, haide. Pisică! Am intrat în stupul de albine. Mamă, cum arată aici? Wow, ce frumos e! A, așa o fi în stupul de albine, oare? Nu e, nu cred. Băi, e prea frumos. O floricele pe aici, capitan, dar aici nu-i locul nostru, să știi. Știu că nu-i locul nostru, dar trebuie să avem grijă să nu fim pișcați de albine, că știi că doare destul de tare. Da, și te și umfli. Da. Deci trebuie să ai mare grijă. Ia uite că e o albină chiar acolo. Am văzut-o. Okay. Stai să vedem. Asta ne duce așa. Mamă, dar totul e prea sus. Colorat. Aproape că nu-mi dau seama unde ar trebui să merg. Sus, cred. Pe floarea asta, pisică, trebuia păi să vin. Stai că nu-mi înțeles unde. Gen, unde floarea e? Roșie. Roșu cu galben. Păi, da, dar de unde sar? De pe albastră? Da, de pe albastră aia pe care erai. Ok, gata. Da, nu m-am sincronizat prea bine. Hai să vedem. Și acum unde? Acum asta vin pe roșie. Copac. Și acum vine o altă floare albastră aici pe care trebuie să o iei. Perfect. Hai că am reușit. Și pe asta trebuie să te duci pe floarea cu roz. Gata. Și pe floarea cu roz trebuie să te duci pe floarea cu albastru. Am picat. Ai picat. Aoleu, dar mi-a dat un badge. Ia stai să văd ce badge. Floarea roz. Mi-a dat un... azi dă badge că ai te-ai jucat 5 minute. Ok. Ok. E bine, încă nu am ce-am făcut 5 că minute. De obicei badge-ul trebuie să ți-l dea când ai completat ceva. Exact. M-a și înțepat albina! Nu-mi luat, ia! Mamă, ce bine arată aici, fagure, capitanul, doamne! Ok, dar nu știu în ce parte ar trebui să mergem. Nu știu. A, zice în jos, dar cred că e capcana aici. Stai așa să ia, stai, uite-te mai înainte. Nu văd nimic. Hai că testez eu. Da, e capcană. M-am dus și eu, lasă că m-am dus și eu. De ce ai venit și tu? Păi ai zis, stai că testezi și în timpul ăla m-am aruncat și eu. Am zis, lasă că testăm împreună, dacă e ceva o luăm așa. Ok, bun. Hai să vezi, sper că e calea cea bună. Da, e calea cea bună aici. Da. Wow, arată superb. Mamă! Aici. Îmi place deci aici... mult. Stai, m-am deci legat. Hai să vă zic cum îmi place mie să mănânc mierea de albine. Beau lapte cu cacao. Așa. Și mănânc cu miere de albine pe pâine cu unt. Minunat! Deci asta e preferata mea. Deci pui unt pe pâine, pui miere de albine și bei lapte cu cacao. E preferata mea. Nu știu dacă ați încercat și voi, dar Eu mănânc o lingurițe de miere goală, așa, pe stomacul gol. Pe stomacul gol? Nu cu... Da. Pe stomacul gol, nu cu... Nu cu de-asta, cu ceai sau ceva.
Mie așa îmi place. Bă! Ia zi. Albina! Unde e? Deci că chiar vine să mă înțepe. Capitanul, fugi! Că mare înțepătură ne dă! M-a înțepat. Deci că m-a înțepat Albina, zic are animație. Sigur. Oh my god, îmi pune magazinul. N-are animație, dar chiar te înțeapă? Stai așa. Chiar te înțeapă Albina. Ia uite cum vine. Vine cu acul pregătit. Fugi, okay. Capitan! Bă, unde am ajuns? Yay! Tot aici, la fagure. Hai, devină okay. După mine. Bun, perfect. Vezi, ai grijă la viermi ăștia sau ce-or fi ei. Viermi au alunecat pe ei, să știi. Aia asta, că aluneci. Oh my god, cum e aici. Am sărit printre. În loc să sar pe o chestie de-aia, am sărit printre ele. Aici, ok. Dar ce caută chestia asta toxică aici, la albinuțe? Păi nu știu care-i faza. Oh my god, uite cât de bine arată. Vin, o să vezi. Aoleu, arată super bine. Bă, fagure, acolo, lol. Fagure cu miere. Pe unde trebuia? Pe aici. A, pe aici. Prin față, pe acolo, ei, dacă vrei să iei fagure. Să mănânci. Okay. Repede. Eu cream că trebuie să sar pe acolo, dar... Mamă, capitanul, astea slinguri de-alea de lemn de ei din borcan mierea. Bine de miere, dar bine. Mamă, ce delicios arată. Ăsta este un obi gustos. Chiar da. Obi gustos. Dos. Dar să vedem dacă reușim să mai ieșim din stup. Ame, că am alunecat pe viermișorii ăștia. Ăla, aici trebuie să alegi o cale. Și faza e că nu e ca la întrebări, că nu știi care e corectă. Așa că... Nu poți, adică nu e nicio întrebare, okay, ca să zici că e la noroc. Varianta corectă. E ăsta, stânga, să știi. Ăsta. Am încercat eu. Ăsta. Ăsta. Stânga, dreapta. Dreapta de două ori. Stânga, dreapta, dreapta. Stânga. Stânga. Dreapta. Ok, gata. Perfect. Bun. Așa, hai să vedem ce mai găsim. Mă, trebuie să scăpăm. Suntem pe la jumatea obiului, că mă uit acolo pe bara aia de sus. Da, văd. Suntem chiar aici. Văd că suntem cam la jumate. Wow! Ok. Okay. Mai pe aici, pe aici și pe aici. Și pe aici. Așa. Și pe aici și pe aici. Ocolim viermișori. Nu înțeleg de ce sunt viermișori aici. Dar nu știu care-i fagure faza delicios. Cu acești vermișori, dar... Nu știu, capitan. Așa, acolo... Am fără săritură, eu. Frumos. Dar se putea și sări. Eu. Ajungeai mai repede cu săritură. Știu. Dar zis, las să nu risc. Mai degrabă nu sar, pentru că... Astea mai au lag uneori, știi? Da, și da, așa este, într-adevăr. Dacă se băguiesc, te prind. Ui. Ok. Mamă, dar am trecut prin ieri sau cum a fost faza aia? Oh, uite, pică mirea de albine aici și... Mi-a picat în căpățână. Ei? Okay. Să am grijă. Ei? Okay. Aoleo! Ți-am zis că se poate. Clipa aia a trecut. Ți-am zis că se poate întâmpla. Trebuie să te uiți exact când pică mirea. Da, văd. Te mă uiți sus. Bangolul pe aici, pe aici. Mirea? Pică acum. Ei, okay. Ok. Ok. Și nu pe viermișori. Bun. Da, sper să fie un checkpoint aici. Oh, uite. Lol, albinuțele se duc la muncă. Albinuțe cu servietă. Da. Bă, vezi că unele au viteză foarte mare. Ei. Uite aici, au viteză mare, ai grijă. Ia. Nu știu când o să vină. Ia uite. Vai de mine, capitanul. Am văzut ce viteză. Se grăbește, se duce la treabă. Păi da, e în întârziere. La serviciu. În întârziere. Sunt albinuțe de afaceri. Da, așa este. Ok. Ai grijă la alunecare aici. Ok. A, nu-mi zi. Trebuie să mergem pe sus acum. Da, așa. Trebuie să avem mare grijă la plingurița. Trebuie să evităm toate astea cu miere. A. M-a prins. Plingurița plină de miere. Da, astea sunt folosite Am pentru că... Am zis că poate doar pe acolo, prin spațiul ăla gol, trece lingurița. Lingurița. Cum se numește chestia aia? Da, sunt niște chestii speciale pentru că vezi că au mierea, chestiile da. Alea prin interior și prind mierea acolo. Așa este. Avem și noi. Într-un borcan. Așa a venit cu... Că avea lipit de capac chestia asta. Ok. Aici? Mamă, ce concentrată sunt. Da, și aici trebuie tot să eviți albinuțele. Fagure delicios! Bine că n-am picat la... Eu eram mic, mâncam fagurele cu totul. Da, e bun rău de tot fagurele ăsta. Eu am găsit, adică avem acasă fagure cu miere combinat, dar fagurele mărunțit, așa. Nu, eu vreau fagure, fagure, fagure. De fagure. Da, exact. Bine, dar nu se mânca, din ce țin minte, nu se mânca cu totul, adică mestecai, nu știu ce, și pe aia...
La un moment dat scuipai, nu mai... Așa este. Dar era foarte bun. Adică foarte fagurele bun, cu delicios. Totul. Chiar era foarte bun. Delicios. Ok, ia să vedem aici jos. Bă, nu e bine. Ne-am luat seacă împreună astăzi. Bineînțeles. De două ori. Bineînțeles. Hai pe aici. Păi asta e singura altă variantă, că alta nu mai avem. Ah. Eu am făcut uf de 16 ori, așa zicem. Dar unde văd de uf? De câte ori ai făcut uf? De 9 ori, acum am văzut. De 16 ori, că... A, acolo când am dat eu skip stage, tu ai rămas. Da. Da? Mamă, sunt nervoasă, albinuțele! Păi da, normal, ce căutăm noi aici? Da, păi adevărat. Astea sunt albinuțele războinice. Da. Au chemat poliția. Bătăușele. Da, dar asta mă, că au pe mine mă caschetă de aia metalică, ia uite-i. Unele bagă viteză mai mare. Uite, astea bagă viteză mai mare. Capitanul, dar ăștia știi ce? Ăștia nu-s viermi. De ce sunt? De acolo iese puiul de albină. Pă bune? Da. Ia uite-o. O, sunt viermi. Arată ca niște viermi. I-am dat trebuie seama că de aproape termină mobil că ăștia nu-s viermi. Trebuie să recunoști că arată ca niște viermi. Da, arată că nu știu cum arată în viața reală. Ăștia mari poate arată ca niște albinuțe pentru că sunt cât albinuțele. Dacă vezi unul mic de la pe jos, zici da, că așa albinul este. Nu, pentru că albinele în jocul ăsta sunt gigantice, deci... Da. Când îi vezi pe jos mici, zici că sunt niște viermi, așa că ai văzut mari, ți-ai dat seama imediat. Hai să vedem, capitanule. Unde-i mai sfârșitul? Unde-i sfârșitul și cu cine ne batem? Zici că ne batem? Arena! Boss battle albina! Ce se aude? Se zguduie totul! O, nu! Bă! Urs? What? Bă, e un urs care vrea să fure nu mierea! Nu mă pot mișca! Albinelor, nu știm de partea voastră! Deci nu ne atacați! Mierea, sunt speriate! Ai grijă, capitan, că sunt speriate albinuțele! Păi și da, da, ai grijă, dar trebuie să distrugi ursul. A venit ursul iubitor de miere! Bă, m-a rupt! Te-a rupt? Da, și eu trebuie să... Gata, l-am rupt! Yes! Mare dans! Nasul e că te dă de la zero, dar... Ce drăguț! Eu fac dans cu albinuțele, drăguțele! Hai că încerc să-l distrug pe urs repede. Da. Gata, l-am distrus. Ok. Bun. Unde mă duc acum? Și eu fac dans cu albinuțele. Pe care suntem prieteni? Pe aici. Da. Suntem prieteni cu albinuțele acum, că le-am ajutat. Da, da, că le-am arătat că, bă, vezi că nu suntem prieteni și chestii. Că nu vă facem voră, oh, Doamne. Trebuie să scăpăm de aici. Noi mâncăm mierea voastră. Dar și ursul vrea același lucru. Exact, doar că ursul, na, e mai... a spart stupul, ai văzut. Ia, capitanul, mă vezi? Da, păi cam târziu. N-am ce să fac, aia e. Hai să luăm ăsta. Sper că nu perete invizibil din nou, te rog. Da, dar ți-ai luat doar ăla, trebuie să iei și speed și jump. Uite pe Regina, capitan, stai că-mi iau acum. Speed, jump. Hai, mi l-am luat pe toate. Uite pe Regina. Asta e Regina, asta e că mă urc în capul ei. Ce frumoasă e. Eu că poți. E normal că poți, e bine că a scos peretele invizibil. Ia, mă pun în coroană. Și eu m-am pus la fel, dar stai, tu nu te văd. Să nu mă vezi pe Regina aici. Dar la tine Regina e în altă parte de aia. Ah, ok. Ok. Chiar mă gândeam, zic, văd. Aici faza cu florile de n-am reușit să trec. Așa. Și după ăsta cred că e obiul nostru. Uh-huh. Ia să vedem. Dar vezi, e destul de înțețoșat aici. Păi așa a făcut intenționat, cred că. Da. Ia să vedem. Dar e bine oricum că avem albine multe acolo și chestii. Eu încerc să fac poză la albine. Exact ce ziceam. L-am găsit. Sunt albine acolo care nu fac nimic? A? Sunt albine care stau degeaba? Nu știu, am ajuns la obi aici. Eu văd o zonă jos acolo. Uite un... E zona prin care am jucat noi? Da, da, da. Uite un mare fagure delicios. Mmm. Okay. Ok. Și niște poze. Ce s-a astea? Stați așa că nu văd. Poze cu albine. A, cred că astea sunt pozele din joc. Cred. Poză albină poze călcată, albine? Albină furioasă, albină ținută în palmă. Lol. Ok. L-am văzut pe pereți în timp ce ne jucam. Ah, ok, nu m-am uitat pe pereți. Da.
Bun, aici este zona de început, deci practic noi de aici am început. Și văd aici ceva. Stați așa să ne uităm. Opa, opa, opa. Cred că e zona aia. Te-ai dus pe după munții ăștia? Da. Cred că e tot o încăpere de asta, dar nu văd ce e, că nu are niciun... Ce bune aici? Aha! 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 Am văzut, gata. Ne-am A, gata, uitat. am găsit și eu obiul. Bun. L-a ascuns pe după munți. Da, l-a ascuns, l-a ascuns. Și mai e ceva jos, dacă vă uitați voi bine, mai e ceva jos aici. Ah, materiale! Materiale folosite, albine folosite. Ia stai, Ce vreau să văd, drogu, unde? capitanul! Vino să Te vezi. pisică, arată și mie. Jos. Păi sunt Deci, jos, dar nu sub văd nimic jos obi. aici. Sub Sub obi, obi. da. Da. Vezi că e sunt trei platforme jos de tot. Pe mine mă A, gata, vezi? le văd, Me gata, vezi? le-am văzut. Du-te acolo. Ce materiale folosite, albinuțe. Uite, Vreau să văd inclusiv albina albinuțele. rea e aici. Ia, mă. Care te Eu vreau să văd fugărește. albinele. Albinuțe drăguțe, animație de albină Asta rea. e tare, că îmi place când un developer lasă și părțile astea de joc. Da, oameni buni, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Bam.